Gabi, un turneu reușit în Croația, la finalul acestuia v-ați calificat la Euro 2022. A fost pentru tine, au fost pentru tine 3 meciuri în care ai evoluat. Bună ziua, în primul rând, vă mulțumim frumos că ne-ați susținut de acasă, că știu că foarte multă lume a fost alături de noi. Un turneu greu, ne bucurăm că ne-am calificat și sperăm să facem o figură frumoasă la turneul final. Ai și marcat în primul meci cu Georgia. Da, un sentiment frumos, dar cel mai mult mă bucur că am câștigat și că mi-am ajutat de echipă. Partida cu Croația a fost decisivă, v-ați asigurat biletele după acel succes. Da, un meci foarte greu, dar sunt foarte bucuros pentru colegii mei că am muncit împreună și am reușit să câștigăm. Vă propuneți la turneul final să depășiți performanța reprezentativă Under 21 în 2019, când a fost în semifinală? Cel puțin, să ajungem în semifinale ca ei și deja nu să câștigăm. Acum, în finalul sezonului, urmează meciuri decisive la Liga 3, Liga Elitelor și la echipa mare, cu siguranță îți dorești să evoluezi? Da, Liga 3 e la fel de importantă, îmi dorim să intrăm în play-off, la junior să câștigăm, ca în fiecare an, și cât mai multe partide la Liga 1. Dan, felicitări pentru calificarea la Euro 2022 după turul de elită din Croația. Au fost 3 meciuri foarte disputate, tu ai evoluat doar în ultimul. Da, mulțumim frumos. Am evoluat doar în ultimul deoarece am fost foarte răcit, din păcate, însă sper că la Euro să fiu mai bine și să pot să evoluez să-mi ajute echipa. În mod normal erai purtătorul banderolei de capitan, i-ai încurajat cu siguranță pe tricolori. Da, i-am încurajat cum am putut, deoarece am stat acasă, adică la hotel, pentru că mi-a fost rău, să i-am încurajat înainte de meciuri la hotel și cu mesaje pe grup. Cum vezi acum turneul final, reprezentativa Under 21 în 2019 cu mulți jucători de la Academia Hagi a fost în semifinale, la fel voi sunteți foarte mulți jucători la lot, ce vă propuneți? Sperăm să îi urmăm și noi, să ieșim din grupe, ăsta este obiectivul, și să mergem la campionatul mondial. Pentru tine acum vine finalul sezonului, un sezon important, ai evoluat în ultimele meciuri Liga 1, mai sunt 8 etape în play-off. Sper să prind cât mai multe minute, normal, sezonul acesta am debutat și sper și ca acest sezon să prind cât mai multe minute și începând cu sezonul următor, poate, de ce nu, chiar titular. Pas cu pas, deocamdată și la Liga 3 și la Liga Elitelor Under 19 mai poți încă evolua? Da, da. Încerc să ajut echipa unde sunt trimis.